20 de împărați a avut Iuda. Dintre 20 de împărați pe care Iuda i-a -a avut, doar despre 8 se spune că au fost buni înaintea Domnului. Vedeți, în Biblie găsim scris, el a făcut ce este bine înaintea Domnului sau a făcut ce este rău înaintea Domnului. Iosia este ultimul împărat din Iuda, împărat liber. Împărat liber, fiți atenți ce vă spun până la capăt, este ultimul împărat liber care nu va fi vasal și nu va trebui să plătească bil sau tribut altor împărați ai altor țări puternice ca să poată domina sau să poată guverna ca împărat. El guvernează ca împărat liber și are înaintea lui doi înaintași care au fost răi înaintea Domnului. Și fiindcă au fost răi înaintea Domnului, atât bunicul lui cât și tatălui, bunicul lui Manase și tatălui Amon au fost răi înaintea Domnului. Se pare că bunicul lui a tronat foarte mult, foarte mulți ani. Și în acești ani s-a jucat cu Dumnezeu. Dar fiul lui Amon sau tatăl lui Iosia. Domnește foarte puțin pentru că Dumnezeu aduce o nenorocire, îngăduie necaz. Atunci când nu slujești lui Dumnezeu, Dumnezeu permite uneori răului sau permite lucrurilor care n-ai vrea să se întâmple să se întâmple în viață. Se face un complot împotriva lui Amon și chiar slujitorii lui într-o noapte îl omoară. La opt ani de zile are Iosia și acum poporul a auzit de complotul care s-a făcut împotriva lui Amon, tatăl lui Iosia și. Ca drept protest că l-au uh, ucis uh, subordonații pe Amon, îl iau pe fiul lui, pe Iosia, și îl pun ca împărat a lui Iuda. Și acum uh, Iosia la 8 ani ajunge împărat. Vă imaginați un copil care are 8 ani să devină împărat? Hmm. Vă, imaginați America, uh, era să zic cea, vă imaginați America să aibă un copil de 8 ani împărat? <laughs> Deja și gândiți ce vreau să zic, <coughs> dar nu zic. Vă imaginați ce înseamnă la 8 ani să fie un împărat? Vai de țara a cărui copil este un împărat, spune Scriptura. La, a cărui împărat este un copil. Ce, ce tragedie sau ce mai puteau să, să spere cei din Iudeea? Oricum nu-i mai interesa prea mult, se pare că păcatul jocului cu Dumnezeu, idolatria și un joc al monoteismului cu politeismul, un amestec de religie, un sincretism din acesta religios, se pare că va aduce o indiferență față a națiunii, față de bunăstarea ei până la urmă. Și îl pun pe acest copil numai să avem un împărat, pentru că toată dorința lui Israel a fost să împrumute lucruri din lume să le aibă și Israelul și Iuda ca lumea, să le aibă și ei lucrurile bine rânduite ca lumea în propria lor țară. Și au zis, vrem un împărat. Și acum, în criză de împărat, pun orice doar să aibă un împărat, ca să-și satisfacă un concept, o dorință firească până la urmă. Asta e o atenție, o paranteză. Biserica poate să fie sub, aceeași, sub, același pericol, la fel ca și Iudea sau Ierusalimul sau Israelul, să împrumute lucruri din lume ca să fim ca lumea. Muzică ca lumea, slujbe ca lumea și astfel să dăm la o parte tot ce i duhovnicesc, să înlocuim cu cei firesc ca să fim și noi în rând cu lumea. Să ne păzească Dumnezeu. Dar în sfârșit să ne întoarcem puțin la Iosia. Iosia acum ajunge împărat la 8 ani și la, până la 16 ani el primește o educație. Interesant este ce se întâmplă cu cum se schimbă Iosia, care deși are un bunic cu apucături și aptitudini păcătoase, deși are un tată imoral, el alege să trăiască diferit. Mi-am intitulat mesajul Efectele trezirii spirituale, pentru că astea sunt acolo trezirile care le face cuvântul lui Dumnezeu. Care sunt efectele trezirii spirituale? Vedeți? Națiunea română a conștientizat faptul că poate să fie într-un somn. Astfel că și-a ales ca și imn național, imnul Deșteaptă-te române, da? Este scris de Andrei Mureșanu. Deșteaptă-te române din somnul cel de moarte în care te adânciră barbarii de tiran. Acum or niciodată croiește-ți altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușman, dar începe cu acest verb la imperativ. Deșteaptă-te române Somnul rațiunii poate să nască monștri. Și vedem că faptul când o biserică este indiferentă, când o țară este indiferentă, lucrurile pot să ia o direcție nedorită. O direcție foarte rea. Din punct de vedere spiritual, aș vrea să vorbim de faptul că avem nevoie de o trezire spirituală. Și vă spun de ce. Biblia vorbește de două forme de trezire spirituală. Prima trezire spirituală este trezirea fiecărui om care vine la Hristos. Fiecare dintre noi, fie că ne-am născut într-o familie de penticostali, de baptiști, de adventiști, de neoprotestanți sau protestanți sau istorici, orice om care s-a născut, s-a născut din punct de vedere spiritual mort. Asta nu e o jignire, e o realitate care trebuie să ne-o asumăm. Adam odată ce a păcătuit, păcatul l-a distrus, l-a omorât spiritual. Nu mai avea forma aceea după forma lui Dumnezeu, de sfințenie. Prin urmare, venirea la Hristos înseamnă o trezire, o înviere spirituală. Și iată ce spune Apostolul în Efeseni, capitolul 2, versetul 1, ca să ne descrie starea noastră, adică starea celor din biserică, le spune așa, reamintindu-le, ca să nu se mai întoarcă înapoi la această stare, voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre, în care trăiați o odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți o dinioară sau în trecut, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Asta eram toți în trecut. Dar Dumnezeu, care este bogat în durare, l-a trimis pe Domnul Isus Hristos și spune pentru dragostea cea mare care ne-a iubit, a făcut ca să înviem, să ne întoarcem din această stare precară, este prima înviere spirituală. Dar pe parcurs... Pe parcursul vieții de credință, a umblării pe calea Domnului, creștinul mai poate să cadă într-un somn spiritual, într-o apatie spirituală, într-un obișnuit, într-un, așa cum am spus, reflex sau automatism religios. Venim la biserică și ne rugăm în mod automat. Nici nu gândim poate ce ne rugăm, însă ne rugăm. Alții nici nu ne mai rugăm. Stăm și ne uităm să treacă mai repede timpul, cu ochii deschiși peste cei care se roagă, sau în timpul acesta mai ieșim afară, neglijăm timpul acela de rugăciune, fără ca să-i dăm un preț, pentru că ne-a cuprins o apatie spirituală. Nu mai avem timp de a citi Biblia, nu mai avem timp de rugăciune, nu mai venim nici la repetiții, nu mai venim nici la slujbele bisericii, pentru că ne-a cuprins un somn spiritual. Suntem prea consumați de fire și lăsăm spiritualitatea să ne slăbească. Și asta iară nu trebuie să fie o jignire, ci o realitate care ne-o asumăm și pentru care trebuie să luăm odată o decizie. Nu putem să tot predicăm de aici, dumneavoastră să tot ascultați de acolo și să nu se întâmple nicio schimbare. Pentru că nu ne-ar ajuta la absolut nimic tot să auzim predici bune, cântări frumoase, dar să nu se producă nicio schimbare în noi. La ce folos să mă cum la, la un restaurant, să-mi aducă tot timpul meniu, să-mi spună chelnerul ce mâncare bună, ce bucătar bun avem, ce... și să nu mi-aduc odată mâncarea. Până la urmă, domnule, adu mâncarea, că vreau să văd, vreau să gust. În aceeași manieră, biserica are un rol determinant, hotărător, pentru orice participant, ca să producă o schimbare odată în viața lui. Tot predicăm, bârfa e un păcat, minciună e un păcat, dar când ne oprim din bârfă? Când hotărâm să ne oprim din minciună? Când hotărâm să ne oprim din duplicism? Când hotărâm să ne oprim din ură? Când zicem în viața noastră care trece și se oprește odată, de azi înainte vreau să mă schimb. Nu mai vreau să urăsc, nu mai vreau să bârfesc, nu mai vreau să mint, nu mai vreau să... Vreau să-mi schimb starea, nu mai vreau să petrec ore și ore pe internet, pe, știu eu, mijloacele socializare și să nu fiu ferm sau corect față de Scripturi. Când se va întâmpla asta? Ei, în Roman 13 cu 11, Apostolul scrie acum, nu celor din lume, ci chiar bisericii. După ce s-au întors la Domnul, spune în Roman, capitolul 13, versetul 11, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Pentru că mântuirea este mai aproape acum decât atunci când ați crezut. Adică cu fiecare zi mă apropiu devenirea Domnului mai mult. Mai ales că am cunoștințele biblice, cunoștințele creștine, am trecut prin faza asta nașterii din nou, a botezului cu Duhul Sfânt, și acum cunosc mai altfel pe Dumnezeu. Sau cel puțin am experiențe mai multe care nu le-au alții din lume. Nici n-au auzit și nici nu știu de ele. Cunoștințe biblice, cel puțin dacă nu citesc Biblia acasă, dar frecventând biserica și ascultând atâtea predici, mă, până la urmă, ceva, ceva, tot se leagă. Este ceasul să ne trezim în sfârșit din somn. Este acel exemplu care ne-l dă, practic, Isus când se duce în grădina Ghețiman, în Matei 26, de la 40 la 46, spune că s-a dus cu un singur scop în Ghețiman. Înainte ca să vină Iuda cu ceata aceea de nelegiuit să-l prindă pe Domnul și să-l ducă în fața pretorului de judecată, spune Domnul Iisus, a luat pe Petru Iacov și Ioan mai aproape. S-a dus față de ceilalți uceniști cam ca la o depărtare cum arunci o piatră, o depărtare de o aruncătură de piatră. Dar pe Petru Iacov și Ioan i-a luat mai aproape, mai aproape cu, lângă el. Și s-a depărtat și de ei puțin, nu știm exact cât, s-a depărtat. Și a început să se roage, se ruga astfel încât Petru Iacov și Ioan îl auzeau rugându-se. Că de aia ni se scrie cum se ruga Iisus. Că Ioan a auzit cum se ruga și a scris fiind cel mai tânăr. Dar numai că stând acolo și ascultându-l pe Iisus cum se roagă, au ațipit o trei. Și Domnul a venit prima dată și i-a găsit dormind, s-a simțit ofensat, jignit, că cei mai intim prieteni nu sunt aproape de el în ceasurile de încercare. I-a trezit și a zis, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine, să vă rugați, rugați-vă, Duhul plin de râvnă este, carnea și sângele sunt, se obosesc. Apoi s-a depărtat iar și s-a rugat cu aceleași cuvinte, zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta. S-a întors iar, i-a găsit dorm dormind. Și s-a depărtat a treia oară, s-a rugat, i-a găsit iarăși dormind și a zis, acum puteți să dormiți. Iată că se apropie vânzătorul. Se apropie întunericul. Haideți să plecăm de aici. S-au trezit ucenicii și asta i-a costat pe ucenici. Pe toți i-a costat. Pe Petru, lepădarea. Pe Iuda, vânzarea. Iar pe ceilalți, la fel ca pe Petru, toți au fost niște lași, lașitatea și au trebuit să plece. Este nevoie de o trezire în Biserica lui Dumnezeu. De-a lungul istoriei creștine, începând din secolul I, biserica a trecut prin perioade de trezire. Faptele Apostolului, capitolul 2, este primul moment când ni se explică ce înseamnă o trezire. În fapte 2 ni se spune cum acționează și ce face trezirea și toată cartea faptele apostolilor sau faptele Duhului Sfânt făcute prin apostoli nu sunt altceva decât momente înălțătoare de trezire. Momente spre care biserica trebuie să aspire. Biserica este singura instituție care se întoarce înspre trecut și care trebuie să copieze biserica primară. Nu trebuie să aibă alte manifestări sau să inventeze altfel de lucruri ca să devină spirituală. În secolele 16 până în secolul 16, biserica Domnului nu face altceva decât îți războie perioada evului întunecat, nu mai există treziri pătrund în biserică tot felul de erezii, iconoclasmul, cultul Mariei, cultul îngerilor, cultul morților, cultul moaștelor, cultul crucii, apar acele războaie pe care astăzi le consumă din plin ateii și le folosesc împotriva creștinilor. Dar din secolul XVI, secolul XV, secolul XVI, până în secolul 20, biserica trece prin mari treziri. Trezirea din America din 1740-1742, când Dumnezeu îl folosește într-un mod deosebit pe Jonathan Edwards să trezească America. Mă rog ca Dumnezeu să mai trezească America odată. Biserica română din America. Dar aș vrea să vedem câteva lucruri. Ce determină pe Ios, Iosia să fie diferit? Știți ce mult contează un copil? Știți de ce școlile din America, din lume, din Europa în special? Vor ca să implementeze de pe acum în școală, de exemplu, identitatea de gen? Sau faptul că poți să trăiești și altfel ca familist? De ce de la vârsta de 8 ani vor să intre în școli cu bocancii și împotriva voinței părinților, statul să spună copilul nu e al tău, copilul e al meu, zice statul? Și tu n-ai niciun drept asupra copilului tău, pentru că dacă nu vei lăsa copilul tău să-l educăm noi, noi o să venim cu un sistem social să-ți luăm copilul și o să te educăm noi pe tine. Copilul știm noi cum să-l educăm. Știți ce mult contează educația în viața unui copil? Ce mult contează școala duminicală? Știți ce mult mă interesează învățătorii de la școala duminicală? Ce învață pe copii? Tânărul acesta, Iosia, a crescut la curtea împărătească. Ce putea să vadă el în tatăl său, Namon? Un dezastru! Însă, Biblia spune ceva. Știți cum o cheamă pe mama, pe mama lui Iosia? Dacă vă uitați în Biblie, veți găsi că el are o mamă care e Edida. Edida este numele ei. Știți ce înseamnă Edida? Este un derivat al numelui dat lui Solomon. Știți cum îl chemau pe Solomon? Cum îi mai spuneau lui Solomon? Edidia, care însemna iubitul Domnului. Iar Edida înseamnă iubita Domnului. Femeia aceasta avea un fel de frică de Dumnezeu. Și femeia aceasta a chemat la curte pe doi care să fie mentorii lui Ios Iosia este preotul Hilchia și logofătul Șafan. Preotul Hilchia și logofătul Șafan, citiți vă rog istoria biblică, amândoi au avut copii credincioși. Au avut nepoți credincioși. Pentru că ce să dește tata și bunicul în nepoți și în copii, ai o să culeagă mai târziu. Citiți vă rog atunci când Ieremia, scrisoarea lui Ieremia este luată de Ioachim și vrând să fie arsă. Unul din copiii Logofătului Șafan, intervin și strigă, împărate, oprește-te! Este cuvântul lui Dumnezeu, nu poți să faci așa ceva! Germanzia este numele copilului. Contează ce punem în copiii noștri. Profetul acesta, Iosia, pe lângă faptul că are o mamă credincioasă, pe lângă faptul că are mentori buni, el a și fost profețit cu 300 de ani înainte de, de a se întâmpla să fie împărat la 8 ani. A venit odată un profet împotriva altarului din Betel. Știți ce a profețit profetul? Așa vorbește Domnul altarule, Pe tine se vor arde o seminte omenești. Că își va veni cândva, odată, unul împărați, capitolul 13, de la 1 la 5, veți citi asta, va veni unul care va pulta numele de Iosia. Și acesta va face o trezire, va face o reformă, o reformă pe care o dorește Dumnezeu. Și după 300 de ani se naște Iosia și ajunge să fie împăratul lui Iuda. Acum, aș vrea în minutele care ne-au mai rămas, să vedem efectele trezirii spirituale. Ce e o trezire spirituală? Credeți că o trezire spirituală... Ei numai un strigăt, o hărmălaie, o atmosferă în biserică din asta zgomotoasă, decibelică, țipăte, fluierături, sărituri. Credeți că asta e trezire spirituală? Asta e gălăgie. Trezirea spirituală nu se manifestă prin urlăte, prin răgnete, prin fluierături, prin stingeri de becuri, prin fumuri pe scenă. Astea nu asta nu e o trezire. Dacă vreți, e o falsă trezire. E o emoție o stare emoțională pe care o pot undeva cândva genera și cu ajutor decibelii, ca muzicii, muzica poate fi un drog. Cu o muzică poți să-i conduci pe oameni într-o direcție sau în altă direcție. Nu vedeți când merg tinerii cu mașina și când pun muzică zgomotoasă de toată mașina vibrează și vibrează și asfaltul. Și te dă din cap așa de zici că cine bă ce are ăsta? Păi muzica poate fi un drog. Trezirea spirituală nu trebuie să fie o emoție. Un om care s-a trezit spiritual, pe acest om îl marchează acea trezire pentru restul vieții. Botezați cu Duhul Sfânt, fain, dar după ce îi botezat cu Duhul Sfânt, nu mai vezi la biserică, nu-l mai vezi cântând, nu-l mai vezi... Mă, ce boteză e asta? Că botezul cu Duhul Sfânt trebuie să te marcheze toată viața. Unul botezat cu Duhul Sfânt n-are voie să mai lipsească de la biserică, de la rugăciune, de la studierea cuvântului. Ăla trebuie să fie mult mai aproape de Dumnezeu. Faptul că, iartă-mă, bolborosești trei cuvinte în altă limbă și după aia te și declară botezat cu Duhul Sfânt, asta nu-i botez cu Duhul Sfânt. Iată câteva lucruri care pot, sau câteva efecte ale trezirii spirituale. Primul efect al trezirii spirituale este căutarea după Dumnezeu. Dintr-o dată se naște în ăsta o dorință, îl caut pe Domnul. Îsătul de astarteie, de bali, de fumuri, de preoți, de vrăjitori. Păi, să auzi, în casa Domnului, deci în casa care fusese cândva lui Dumnezeu, -ajungă să ajungă să-și facă casă sodomiții bisericile anglicane să aprobe căsătoria homosexualilor. Că îți vine să-ți mulci părul din cap, să zici, Doamne, chiar mai cred ăștia în Dumnezeu? Asta au făcut Amon, asta au făcut Manase. O zis, nu, casa Domnului o transformăm și o facem în case de stricați. Și oricine vine să se închine lui Bal și lui Astartea, și lui Iștar și lui mai nu știu care zeități, ca să, să se închine prin sex. Să promoveze relația asta cu divinitatea prin sex. Homosexuali, lesbiene, curvie, prea curvie, cât, câtă groază. Și să mai vii și cu sloganul să-ți fie milă de ei. N-are nicio milă Iosua. Iosia. Primul lucru îl caută pe Dumnezeu. La vârsta de 16, la 8 ani ajunge împărat. Și acum este la 16 ani. La 16 ani, 8 ani de zile, Hilchia într-una și într-una îi vorbește de Dumnezeu. Iosia, noi n-am fost așa. Logofătul șafar noi n-am fost așa. Noi trebuie să fim altfel. Și începe el un fel de... Începe așa, încet, încet, copilul acesta dă un ordin, dă alt ordin la îndemnul celor doi uh, mentori care are și dă ordine încet, încet să se strângă lațul pentru cei dezaxați. Căutarea după Dumnezeu îi va aduce mari beneficii. Știi ce bine este de tânăr să-L cauți pe Dumnezeu? Să nu aștepți până la 30 de ani, lasă că să mă distrez până la 50 de ani. Eclesiastul 12 cu 1 spune, aduți aminte de făcătorul tău când? În zilele tinereții tale. Isaia 55 cu 6 spune, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Psalmul 34 versetul 4 spune, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Iar Ieremia 29 cu 13 spune, mă veți căuta, zice Dumnezeu, și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Vrei să-L găsești pe Dumnezeu, nu cu mintea, nu cu rațiunea, nu cu filozofia, nu cu definiții. Pe Dumnezeu îl găsești dacă îl cauți cu, cu inima, nu cu mintea. Pentru că Dumnezeu este în afara minții. El nici nu poate fi înțeles rațional. Doar cu inima. Nu degeaba a spus Isus în Matei 6, cu 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Căutați-L pe Dumnezeu. Știi, Eminescu spunea, că oamenii se împart în două categorii. Oameni care toată viața caută și nu găsesc niciodată. Și a doua categorie, oameni care caută, găsesc și sunt nemulțumiți. Mereu și merești, eu știu, un om în căutare. Te întreb, ți-ai pus toată inima ca Iosia să-L cauți pe Dumnezeu? De ce vii la biserică? Vii la biserică că aici îți vin prietenii, aici îți vine, știu eu, ruda, aici... Mulți se duc la biserică pentru că i-am întrebat, de ce te duci acolo? Păi acolo mor prietenii mei. E singura motivație? Păi acolo mi acolo vor copii, ca, ca și cum biserica e un fel de așa, o paletă din asta de restaurante. La care restaurante duci? La ăla. De ce? Păi îmi place mâncarea acolo, acolo e bine. Și dacă Dumnezeu nu vrea să mergi acolo, dacă, Dumnezeu, dacă tu l-ai căutat pe Dumnezeu, Dumnezeu ți-ar spune, eu vreau tu să mergi acolo, pentru că vreau să te folosesc acolo, vreau să lucrez acolo. Dar Dumnezeu nu trece peste plăcerile noastre, ne lasă în pace. Ieremia 9, 23 la 24. Cel ce se laudă, să se laudă că are priceperi și mă cunoaște și că știe că eu sunt Domnul. Vreau să te întreb, tu îl cauți pe Dumnezeu când vii la biserică? Îl cauți pe Dumnezeu acasă? Îl cauți pe Dumnezeu la serviciu? Îl cauți pe Dumnezeu? Tu ce cauți? Pe cine cauți? Pune-l pe Dumnezeu. Știi ce a zis Iosia? Iosia a zis, bun, Primul lucru care vreau să-l fac ca împărat, vreau să-l pun pe Dumnezeu în prima prioritate a vieții mele. Îl caut pe Dumnezeu, vreau el să fie prioritate. Hilchia, Șafan, mamă și toți curtenii s-au zis bine, eu, împăratul Iosia, vreau să-l caut și să-l pun pe Dumnezeu în primul loc în viața mea. Și după aceea, restul lucrurilor. Dar Dumnezeu, vreau să-l caut pe Dumnezeu, l-am pierdut pe Dumnezeu. A plecat Dumnezeu din națiunea noastră, a plecat din Iuda, a plecat din Ierusalim, a plecat din Israel. Vreau să-l caut pe Dumnezeu și să-l aduc înapoi. Asta înseamnă trezire spirituală. Când un om începe să-l caute pe Dumnezeu, e pasul spre trezirea asta spirituală. Și pentru trezirea asta, mă rog, și în Biserica Maranată. Doamne, trezește-ne iar să te căutăm mai mult pe tine mai mult decât lucrurile lumii, decât ofertele lumii, decât visele acestea efemere, să te căutăm pe tine, care ești realitatea veșnică. Știi, în campus, în Brazilia, în 2005, s-a întâmplat o chestie foarte interesantă. O fată, după ce și-a luat driver license-ul și a ajuns la majorat, crescută fiind într-o familie creștină, dar ea, fata, necreștină, S-a luat cu prietenii și când în anturajul prietenilor folosind alcool, folosind droguri, folosind toate dezmățurile lumii. Și a venit într-o zi la mama și a zis, mamă, știi ceva? Mi-am luat driver license, sudăm, te rog, mașina, că vreau să ies cu prietenii mei să ne distrăm. Dar nu poți, dragul mami. S-a uitat mama la ea și cu inima zdrobită pentru că soțul îi plecase de ceva vreme, își pierduse tatăl, mama a crescut-o, cum a putut mai bine pe fată și s-a îngrijit cum a putut ea cu puterile ei ca să-și termine fata școala și să-și ia și driver license-ul. Dragul mami, e sub influența alcoolului, mă doare sufletul de tine, te rog nu pleca la drum. Împreună cu alți patru prieteni s au urcat în mașină și smulgându-i cheile, s-a urcat în mașină, a dat drumul motorului înainte să plece. Mama, ținând de portiera mașinii, cumva să țină mașina, imposibil, dar i-a spus următoarele cuvinte, dacă tot pleci, Dumnezeu să fie cu tine să te păzească. Și fata, uitându-se sarcastic la mama, i-a răspuns obraznic, unde să-L mai pun pe Dumnezeu? Nu vezi că suntem cinci în mașină, eventual în porbagaj? Și cu aceste cuvinte au plecat. Câteva ore mai târziu, un ofițer de poliție sună pe mama. Doamnă, veniți la kilometru cu tare, în locul cu tare, pentru că s-a întâmplat un accident. Toți cei cinci din mașină sunt morți. Veniți, vă rog, să identificați cadavrul. Este cumva fica dumneavoastră, pentru că până și trupurile sunt greu de identificat. Într-un suflet mama a fost acolo. Au ajuns acolo, sigur fica plecase în veșnicii, împreună cu cei patru prieteni. Dar știți ce a șocat lumea întreagă? Pe cei care au venit să filmeze accidentul, toată mașina era zob, cu excepția porbagajului. Știți de ce? L-au pus pe Dumnezeu un porbagaj. Unde îl pui tu pe Dumnezeu? Iosia a zis, Dumnezeu vreau să fie prioritatea vieții mele. Unde mă trimite Dumnezeu sau ce vrea Dumnezeu să fac, aia voi face. Asta înseamnă trezire. Căutarea după Dumnezeu. Nu căutarea după slujbe. Nu căutarea după poziții. Nu având interese meschine, ecleziastice. Ci o dorință sinceră de a-L căuta pe Dumnezeu. Doi. Trezirea adevărată va produce o reformă personală, religioasă și socială. Iată ce face Iosia. Începe o reformă personală. Se uită la viața lui și vede, viața mea nu-i bună. Dacă eu continui ca bunicul și ca tata, unde o să ajung? Tata numai câteva luni a fost împărat și apoi a fost omorât. Bunicul a fost mai mulți ani, dar la ce folos? Ce o să se întâmple cu viața mea? Și își propune o schimbare. Asta se întâmplă acum în Ausbury, în Kentucky. M-am uitat la o trezire care are loc acolo într-un seminar biblic, teologic când un tânăr pe februarie 8, 20-23, anul curent, pe nume uh, Zach uh, Mirk Crips, dacă bine ai pronuns numele, a predicat din Roman 12, încercând să vorbească și demonstrând dragostea lui Dumnezeu. În finalul mesajului, el își termină predica în felul următor. Trezește-ne prin iubirea ta, Dumnezeule! Și când și-a terminat predica, toți studenții ăia, așa în mod automat, au început să se ridice în picioare și au început o cântare și grămesc de tineri au început să vină în față. Să-și mărturisească păcatele, să-și vadă viața personală și să zică vrem schimbare. Și de atunci până astăzi sunt într-o continuă rugăciune și au trebuit să împrumute și săl de peste drum, că nu mai încăpeau tinerii și cei care veneau să vadă trezirea. Mă rog Domnului Dumnezeu să trezească America. În anul 1740-1742 a fost cea mai tragică stare a Americii religioase, vorbind din punct de vedere religios. Pentru că băștinașii, adică mai bine zis emigranții, cei care au venit și au cucerit pe indieni, englezii, coloniile de englezi, au fost creștini. Însă au murit coloniștii și s-au născut o nouă generație. Noua generație era avidă după bani, după putere, era dezinteresați Exact, mă gândesc oare să nu se întâmple și în nația noastră română la fel. Adică noi cei care am venit coloniștii în ghilimele sau cei care am venit aici să ne stabilim, copiii noștri care vor crește oare cum vor fi. Uitați-vă ce rău a ajuns America, foarte rău. Din punct de vedere spiritual spune istoria că au ajuns păstorii din biserică să-i cheme pe cei din afară, neconvertiți, neîntorși la Domnul, doar cu avut bunicul sau tata creștin, să-i cheme să vină la biserică, aproape să le dea bani numai să participe la slujbe. Au ajuns să-i pună în comitet pe cei neîntorși la Domnul, nebotezați în apă, nebotezați cu Duhul Sfânt, neconvertiți, să-i pună în comitetul bisericii. Singurul drept care nu-l aveau era dreptul de vot. N-aveau drept să voteze. În rest puteau să ia cina Domnului, puteau să facă orice slujbă. A ajuns foarte rău America și în aceste vremuri există un tânăr care provine dintr-o familie de credincioși, o lui fiind păstor. Și se duce el la școala de teologie, și este vorba de Jonathan Edward. Ajunge acolo la școală și spune, Doamne, dar nu m-a învățat așa tata. Ce se va întâmpla cu viitorul bisericii dacă mergem în ritmul acesta? Ce se va întâmpla? Citește el din cartea Romani și la un moment dat găsește acolo cum încheie Apostolul Pavel, așa de frumos, a Dumnezeului nevăzut, care are toată puterea lui să fie slava și mărirea și gloria și în vecii vecilor. Și zice el la un moment dat hmm, numai al lui Dumnezeu nu-i slava și gloria și mărirea, că au ajuns toată gloria și slava oamenilor. Mișcat de aceste cuvinte, se proșterne în fața lui Dumnezeu și face rugăciunea următoare. Dăm Anglia! Dăm băștinașii sau mai bine zis, foștii Coloniști sau generația asta din Anglia, dăm Anglia, dăm America, dăm oameni pentru biserică. Și Dumnezeu a început Marea Trezire. Au urmat urmă... în săptămânile următoare, s-a ridicat și a predicat. El n-a fost un bun orator. El toate predicile și le-a scris. Și el, când predica, nici nu se uita la oameni. El citea de pe hârtie fiecare expresie, fiecare frază, nici măcar nu se uita la mulțime. A predicat împotriva păcatului, împotriva bârfei, împotriva minciunii, împotriva curviei, împotriva urii. Toate predicile lui au fost niște predici de trezire. În sfârșit, ultima predică și cea mai frumoasă predică, n-a fost, dar vorbesc din acest ciclu de predici, a fost păcătoșile în uh, mâinile unui Dumnezeu mânios. Păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu mânios. Predica asta, când a citit-o, spune istoria, că atât de captivată a fost adunarea, încât frații, au, și surori s-au ridicat în picioare și au început să fugă spre altar, spre anvon, strigând. Unul din mulțime a venit și a zis, Domnule Eduard, oprește-te din cititul predicii, că simțim că alunecăm cu toți în iad. Suntem cu toții păcătoși, avem nevoie de Dumnezeu. Diaconii bisericii, cei care nu erau în conformitate cu cuvântul Domnului s-au prins de stâlpii care țineau balconul sus și se țineau de stâlpi că simțeau că alunecă în iad. Atât de puternic a fost prezența lui Dumnezeu, s-a format o mare trezire, trezire spirituală. Aș vrea Dumnezeu să facă astfel de treziri. Apoi a făcut o reformă religioasă. În reforma religioasă, el dă la o parte tot. S-ar putea să trebuiască și noi să avem o, formă, o reformă religioasă. Pentru că prea ne ancorăm în anumite tradiții și obișnuituri pe care Dumnezeu le detestă. În 2 Cronici 34, de la 4 la 7, citiți aceeași istorie ca și asta din 2 împărați care am citit-o. În care ni se spune atât aici în 2 împărați, cât și în 2 Cronici, cum Dumnezeu, prin Iosia, face o reformă religioasă. Și apoi face o reformă socială, schimbă gândirea tinerilor și gândirea noii generații prin exemplu personal. El personal se duce ca să distrugă bal și astarteie, ca să dea la o parte pe cei ce se ocupă cu ocultismul, cu vrăjitoria și îi termină. Va face o reformă chiar și în cimitir. Reformă în cimitir. Se duce prin cimitir și caută toate oasele vrăjitorilor, a împăraților care n-au slujit pe Dumnezeu și le aduce și le pune pe altarul din Betel și le arde. Când ajunge la, alta, la cimitirul omului lui Dumnezeu, care a profețit despre Iosia că va fi împărat, a întrebat, aceste oase ale cui sunt? Ale omului lui Dumnezeu, care o prorocit ceea ce tu faci A dat poruncă să nu-i atingeți oasele. Pentru că Dumnezeu, dacă îl slujim, și în mormânt ne păzește până la venirea lui. Dar de nu-l slujim, nici măcar când suntem în viață, nu suntem păziți. Un al treilea lucru, un al treilea pas, este o trezire religioasă, un alt efect este că are pasiune deosebită pentru Cuvântul Domnului. Vedeți ce mult contează ce atitudine avem noi când se citește Biblia? Sau ce atitudine trebuie să avem noi când citim Biblia? Bunica mea niciodată n-a citit Biblia culcată în pat și mi-a spus când eram copil. Niciodată să nu citești Biblia stând culcat în pat. N-am înțeles. Au trecut ani și abia după ani am înțeles că nu e un păcat să stai culcat în pat să citești Biblia. Numai dacă ești bolnav. Dar nu folosi Biblia ca somnifer. O reverență deosebită. Ce face Iosia când aude cuvântul Domnului? Scrie Biblia, își sfârșie hainele. Și spune cuvântul Domnului drastic. E greu pentru dacă asta face Dumnezeu, suntem terminați, mă, oameni buni cu toți, înțelegeți? Omul ăsta au crezut Biblia, au crezut cuvântul Domnului. Ăsta nu s-a îndoit, o, oh, nu o să fie în generația mea, o să fie într-o altă generație. Omul ăsta au crezut cuvântul Domnului. Ăsta s-a speriat, s-a îngrozit și au rupt hainele. Asta denota o pornire din inimă, o durere, o zdrobire. Vreau să mă pocăiesc, Dumnezeule. Dacă Biblia nu te mișcă, nu te convinge. Nu te va convinge niciun păstor, niciun comitet, niciun consiliu legislativ, niciun for de conducere ecleziastic dacă Biblia nu te convinge. Biblia nu numai informează. Biblia reformează. Biblia transformă. Lăudați să fie Dumnezeu! Asta l-a determinat pe famenul etiopian să se boteze. Asta i-au făcut pe cei din fapte 2 să se pocăiască 3.000 de oameni. Asta i-au făcut pe cei din fapte 4, 5.000 de oameni să se pocăiască. Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă n scurs de Biblie, putem face statute interioare, putem face statute și uh, constitution and bylaws, câte vrei. Dacă Biblia, Biblia nu te convinge. Și ultimul lucru, căutarea voii lui Dumnezeu este un alt pas. Sunt mai mulți pași, dar mă opresc aici. Căutarea voiei lui Dumnezeu. Știți, Iosia n-a murit chiar așa cum a zis Domnul, nu? În sensul că Domnul n-ar fi avut dreptate. Dar Iosia, asta se întâmplă în când te baci unde nu-ți fierbe oala. Când faci ce nu-ți cere Dumnezeu. Totdeauna tu vei plăti, nu Dumnezeu. A venit împăratul Egiptului, faraon Neco și s-a dus împotriva cherchemișului ca să-l bată. Și nu l-a pus nimeni pe Iosia să se ducă în fața împăratului Egiptului și să-i zică luptă-te cu mine, lasă tu cherchemișul în pace. Ba, Neco, faraon Neco îi spune, auzi, ce îi spune faraon Neco? Iosia, du-te acasă, vezi-ți de treaba ta. Eu nu vin să lupt împotriva ta, n-am treabă cu tine. Dumnezeul tău, E și Dumnezeul meu, mi-a vorbit să mă duc să, să mă grăbesc încă să-i bat pe cei din Chiarchemiș. Te rog, nu veni, că dacă vei veni, nu te voi cruța. Neascultarea de cuvântul Domnului, neascultarea de voia lui Dumnezeu te va costa. S-a dus și știți că a murit în luptă. dacă l-ar fi întrebat pe Domnul, Domnul ar fi Și Domnul i-a vorbit prin acest împărat păgând. Ascultă-mă bine! Caută și să căutăm totdeauna să fim în centru voii Lui Dumnezeu. Acolo nu există eșec. Iar în afara voii Lui Dumnezeu nu există succes. Caută totdeauna voia Lui Dumnezeu. Asta înseamnă trezire spirituală. Vreau să mă opresc aici și nici nu știu să-mi cer scuze sau nu, că am depășit cu 12 minute. Dar... Haideți să ne rugăm Domnului să facă o trezire în noi. O trezire cum au trăit-o părinții noștri. Când nu se uitau la ceas, când se știau când începe. Era o vorbă așa sarcastică aruncată penticostalilor. Ei știu când încep, dar nu știu când termină. Frați și surori, e bine să fim și noi organizați. Nu spun că nu. Dar când ne cercetează lui Duhul lui Dumnezeu, să nu punem limite nici de timp.